Stimați telespectatori, am bucuria să vă salut și să apreciez prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Și prin mila Stăpânului care este în ceruri și care ne-a creat, suntem din nou împreună să citim din Biblie și să citim în ea gândul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu pentru noi. În această zi
aș vrea să vă aduc aminte de faptul că una dintre problemele care trec dincolo de dimensiunea morții în eternitate este mântuirea sufletului. Toate celelalte sunt temporare, sunt pentru viața umană. Și aceasta pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Pentru doctori, noi suntem pacienți. Pentru avocați, suntem clienți. Pentru editori, suntem abonați. Pentru proprietari, suntem chiriași. Pentru profesori, suntem studenți. Pentru vânzători, suntem cumpărători. Pentru sportivi, suntem suporteri. Însă pentru Dumnezeu, suntem fii și fiice. Această calitate de fiu și de fiică a avut-o Adam și Eva în grădina Edenului. Au pierdut-o însă, solidarizând cu diavolul, dând curs propunerii acestuia și manifestând infidelitate și trădare față de Dumnezeu. Astăzi, oamenii sunt departe de Dumnezeu, având fiecare pentru liniștea propriei conștiințe o formă de religie care s-a născut ieri, alalteri sau mai de demult în mintea cuiva. Religia, de fapt, este modul prin care oamenii își liniștesc conștiința, prin care continuă să fugă de Dumnezeu, sperând că totuși Dumnezeu este în inima lor. Astăzi aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un text din Biblie și să vorbesc despre un subiect care cred că răspunde unor nevoi din inimile noastre, și anume surogatele mântuirii. Surogat era nechezolul pe vremea lui Ceaușescu, când nu aveam cafea, sau haina de vinilin când nu aveam haină din piele. Adică e o metodă de a părea că ai un lucru pe care îl înlocuiești cu ceva mai ieftin. Surogatele mântuirii. Privind în textul pe care îl citim în Marcu, în capitolul 9, despre vindecarea unui om îndrăcit, posedat de duhul rău, de diavolul, desprindem trei metode pe care oamenii le folosesc să pară că sunt mântuiți, că sunt religioși, că sunt în inima lui Dumnezeu, că sunt iubiți de Dumnezeu și că sunt împăcați cu acesta, în timp ce nimic din toate acestea nu este adevărat. Primul surogat este acceptarea teologiei. Există riscul pentru foarte mulți oameni să accepte doctrina creștină, însă să nu-L accepte pe Hristos. Să accepte legea lui Dumnezeu și să nu-L accepte pe Dumnezeu. Să accepte cartea aceasta, dar să nu-L accepte pe Domnul ei. Cartea aceasta este cartea lui Dumnezeu. Dacă sunt printre dumneavoastră persoane care nu au o Biblie, vă invit să sunați la numărul de pe ecran cu toată libertatea și veți primi în dar o Biblie. O Biblie care să fie a dumneavoastră și pe care să o citiți. Acceptarea teologiei și respingerea lui Hristos este un surogat al mântuirii. Fiindcă nu cunoașterea de Dumnezeu ne mântuiește pe noi, ci Dumnezeu ne mântuiește pe noi. Sunt oameni care știu anumite lucruri despre Hristos, despre Dumnezeu, despre Biblie, însă nu-L cunosc pe Dumnezeu și nici nu au intenția aceasta. Sunt biserici sau oameni care se laudă cu vechimea bisericilor lor, cu patrimoniul acesteia sau cu superioritatea dogmatică, teologică, în timp ce oamenii aceștia nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Nu biserica în care te închini te mântuiește. Nu superioritatea sau cunoașterea doctrinară și nici patrimoniul bisericii unde mergi te mântuiește. Cel care mântuiește este Mântuitorul Iisus Hristos. Dumnezeu L-a trimis pe Dumnezeu Fiul pe pământ pentru ca să devină prin întrupare Mântuitor, și cine Îl primește în inimă prin credință cu pocăință va deveni mântuit. Surogatul mântuirii înseamnă să-ți liniștești conștiința cu cunoașterea de Dumnezeu sau cu superioritatea doctrinei atunci când o compar cu doctrinele, cu dogmele altor biserici. Aduceți-vă aminte de tânărul bogat. Pe lângă faptul că era un bărbat tânăr, era bogat, era un om care se temea de Dumnezeu în inima lui. El vine la Hristos întrebându-L cum poate să aibă viață veșnică. Asta înseamnă că știa sigur că nu are. Tot el spune că este un om religios, că împlinește poruncile, cunoaște voia lui Dumnezeu și o trăiește. Hristos, vrând să-i demonstreze că nu este adevărat, îi spune: tu ești un om bogat. Dacă tu iubești pe Dumnezeu și iubești cerul, atunci vinde tot ce ai pe pământ, împarte la săraci și în felul acesta vei împlini porunca lui Dumnezeu pe care pretinzi că o cunoști și o trăiești. Scripturile ne spun că acest tânăr bărbat și bogat a plecat din prezența Domnului Iisus trist și dezamăgit, pentru că avea multe bogății.
Observați că tânărul acesta, care se pretindea cunoscător al voii lui Dumnezeu, pleacă din prezența lui Iisus respingându-l. Poți să cunoști anumite lucruri despre Dumnezeu din Biblie, cartea lui Dumnezeu, dar să respingi pe Hristos. Să pleci trist pentru că El îți cere prea mult. Persoana lui Dumnezeu mântuiește. Relația spirituală cu Dumnezeu mântuiește. Toate celelalte lucruri sunt folositoare, sunt bune în dreptul lor, însă ele sunt încununate, capătă valoare doar atunci când omul îl cunoaște în mod personal pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt și are o relație spirituală cu Dumnezeu. Al doilea surogat pe care îl întâlnim în textul despre care v-am amintit, Marcu, capitolul 9, de la versetele 14 la 29, este confirmarea bisericii. Dacă primul este acceptarea teologiei, adică oameni care, în loc să se împace cu Dumnezeu și să aibă o relație spirituală cu Dumnezeu ca și cu o persoană, o relație spirituală pe care să o dezvolte, în care să investească, la care să țină, oamenii aceștia au o relație cu dogmele, cu învățăturile, cu religia, cu biserica, cu obiceiurile tradiționale și îl înlocuiesc pe Dumnezeu, pe cineva, cu lucruri, cu ceva. E bine, al doilea surogat este confirmarea bisericii. Observați că aici, în textul de care am amintit mai devreme, un grup de oameni vin la Domnul Iisus și îi pun următoarea întrebare. Un om din Orodia a răspuns: învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde la pucă îl trântește la pământ. Copilul face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și ei nu au putut. Această neputință care se manifestă în oamenii care vin la biserică, inclusiv în slujitori, preoți, pastori uneori și în oamenii care sunt ascultători, în laici. Această neputință care se manifestă în biserică este un motiv de dezamăgire pentru alte persoane care, venind la biserică, dorind să întâlnească excelența și raiul pe pământ. Biblia vorbește despre oamenii lui Dumnezeu ca despre sfinți. Dar această sfințenie, atunci când vrem să înțelegem conceptul biblic, este de două feluri. Prima parte este sfințenia pe care o primesc oamenii în dar și care a fost pregătită, realizată de Iisus Hristos pe cruce și în numele lui Dumnezeu o oferă oamenilor care se pocăiesc și cred în dar. Și aceasta este justificarea, îndreptățirea. Pentru aceasta omul nu face nimic decât să o ceară cu credință și pocăință. A doua formă de sfințenie este comportamentul zilnic într-un context al neprihănirii, al absenței păcatului, al sfințeniei pe care un om îndreptățit de Hristos îl are înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, atunci când vorbim despre sfințenia atribuită în numele lui Iisus, dobândită prin credință în calitate de dar, ca și justificare sau îndreptățire făcută de Hristos, toți copiii lui Dumnezeu sunt sfinți, pentru că primesc sfințenia în dar. Când vorbim despre sfințenia trăită, practicată zilnic de acești copii ai lui Dumnezeu, atunci trebuie să acceptăm faptul că uneori există anumite abateri și slăbiciuni. Ei bine, sunt persoane care nu vor să se pocăiască pretinzând că nu se pocăiesc pentru că în biserică sunt ipocriți. Și lucrul acesta este adevărat, noi amândoi știm asta. Că în biserică sunt oameni care mint și foarte probabil că este adevărat. Că în biserică sunt oameni care fură și foarte probabil că este cineva care face asta dintre zecile, sutele sau miile de oameni care merg într-o biserică locală. Sunt persoane care se ascund în spatele acestor mici falimente și spun că din pricina acestora nu se pocăiesc. Aș vrea să lămurim problema aceasta, dar nu din punct de vedere al prejudecăților și intereselor umane, ci din punct de vedere al acestei cărți. Biserica este locul unde cerul se unește cu pământul, unde Dumnezeu se întâlnește cu oamenii. Biserica în aceeași măsură este sfântă, perfectă, absolut sfântă și păcătoasă, imperfectă și plină de greșeli. Și vă veți întreba cum se pot întâmpla aceste două lucruri în același timp și în același loc. Gândiți-vă, vă rog, cu mult discernământ la ceea ce urmează să spun. Biserica este sfântă la modul absolut, este perfectă datorită prezenței lui Dumnezeu în biserică. Dumnezeu este sfânt și absolut sfânt.
dar în același timp, biserica este imperfectă datorită prezenței oamenilor din biserică. În aceeași biserică există o entitate, entitatea divină, care este neprihănit, este sfânt la modul absolut. Billy Graham, marele evanghelist american, spunea următoarele cuvinte: nu există biserică perfectă. Și dacă totuși există una, când dumneata vei deveni membrul ei, biserica aceea va înceta să mai fie perfectă. Biserica este perfectă datorită prezenței lui Dumnezeu în interiorul ei și este imperfectă datorită prezenței oamenilor. Atunci când nu vrei să te pocăiești, pretinzând că nu te pocăiești pentru că în biserică sunt ipocriți, oameni care mint sau fură sau practică alte păcate, foarte probabil că ai dreptate într-o oarecare măsură sau pe deplin, pentru că s-ar putea ca într-o biserică locală să existe o persoană care face lucrurile pe care le invoci. Dar asta nu are nicio legătură cu visul lui Dumnezeu cu privire la dumneata. Visul lui Dumnezeu este să te ierte de păcat. Visul lui Dumnezeu este să-ți devină Dumnezeu personal. Visul lui Dumnezeu este să te ierte și să ia de deasupra dumitale vinovăția ca o formă de pedeapsă sau pedeapsa ca o formă de vinovăție. Visul lui Dumnezeu este să devină domn pe tronul inimii dumitale. Visul lui Dumnezeu este să nu mai mergi în iad, să nu mai fii bolnav, să nu mai ai conflicte în familie. Visul lui Dumnezeu este să fii un sfânt care primește în dar iertare prin transferul nevinovăției de deasupra lui Hristos, deasupra dumitale, și a păcatelor de deasupra dumitale asupra lui Hristos. Dar acest vis depinde de inima pe care ți-o deschizi prin credință și pocăință sau de inima pe care ți-o închizi sau continui să o păstrezi închisă prin necredință și prin nepocăință. Nu-ți folosește la nimic să nu accepți propunerea doctorului atunci când ești pe moarte să te opereze doar pentru următorul motiv: într-un alt oraș cineva s-a operat de aceeași problemă și a murit. Nu este o soluție să eviți operația doar pentru că cu mai mult timp în urmă cineva într-o situație similară a murit. Nu pui problema așa. Nici nu pui problema că nu mai cumpăr salam, că nu știu cine a găsit nu știu ce într-o bucată de salam. Și nici nu refuz să mai bei apă pentru că cineva a găsit într-un pahar cu apă nu știu ce obiect străin. Aș vrea să fim sinceri ca niște adulți și să acceptăm următorul lucru. Cel mai simplu atunci când nu vrei să te pocăiești este să spui că nu te pocăiești pentru că unii pocăiți nu sunt cu adevărat pocăiți. Nu uita, unul singur este absolut. Unul singur este sfânt pe deplin, fără greșeală. Și acela este Dumnezeu. Noi toți venim dintr-o lume coruptibilă și coruptă. Venim dintr-o lume vulnerabilă și plină de defecte. Noi înșine trăim într-o natură imperfectă și plină de tot felul de obiceiuri păcătoase. Și Dumnezeu ne iartă. Aceasta este iertarea atribuită în numele lui Iisus în momentul în care ne pocăim, în momentul în care credem în Domnul Iisus ca în Mântuitorul nostru personal. Și atunci Dumnezeu proclamă în cerul că ne-a iertat în numele Fiului Său. Asta nu are legătură cu noi, ci doar se răsfrânge asupra noastră. Are legătură cu Hristos care a murit pentru noi la Golgota. E un dar. În momentul acela Dumnezeu ne vede sfinți, dar în mod practic noi nu suntem. Ci de-abia atunci intrăm în împărăția lui Dumnezeu ca iertați și începem să cultivăm un mod de viață pe care nu l-am avut în trecut. Adică ne împotrivim tari în credință diavolului, respingem ispita, renunțăm la păcat, ne schimbăm valorile și prioritățile, dar asta nu se întâmplă peste noapte. Nu-i problema dumitale să te compari cu nimeni care merge la biserică. Omul acesta a spus: l-am dus la ucenicii tăi și nu au putut să-l vindece. Eșecul lor m-a dezamăgit. Foarte probabil că cunoști pe cineva care merge la biserica din localitatea dumitale. Cineva care se pretinde pocăit și probabil că-l este. Dar cunoști o slăbiciune sau cunoști un eșec, un faliment din viața acelui om și îl generalizezi și nu mai vrei să te pocăiești pentru că omul acela a falimentat. De fapt a falimentat în dreptul lui. Și de fapt dumneata, dacă nu te pocăiești, vei merge în iad datorită dumitale și datorită refuzului de a te pocăi. Ascultă-mă, atunci când nu vrei să te pocăiești, vei găsi suficiente motive. Și unul dintre ele este următorul: cunosc mulți pocăiți care nu-s pocăiți cu adevărat. Hai să fim sinceri, pocăiește-te dumneata cu adevărat și demonstrează-le acelor pretinși pocăiți cum sunt adevărații pocăiți. Surogatele mântuirii, primul dintre ele
acceptarea teologiei în timp ce îl respingi pe Hristos. Acceptarea bisericii și a tradițiilor bisericești în timp ce îl respingi pe Domnul Bisericii și pe Mântuitorul personal Iisus Hristos. 2. Confirmarea bisericii. Te pocăiești în momentul în care găsești o biserică perfectă. Până atunci, vei băga de vină unora care merg la biserică și vei pretinde că nu mergi într-o biserică de ipocriți. E ca și cum vrei să mergi la spital, dar la un spital unde nu există bolnavi. Și al treilea surogat al mântuirii este dovedirea credinței. Omul acesta a spus următorul lucru: Doamne, vreau să văd o minune și o să cred în Tine. De cele mai multe ori, argumentul cel mai des întâlnit al oamenilor care nu cred în Dumnezeu, care nu vor să vină la biserică, nu vor să se căiască de trecut, adică să se pocăiască, este următorul: dacă văd o minune, mă pocăiesc. Dacă înțeleg sau dacă primesc răspunsul la întrebarea aceasta, la dilema aceasta, mă pocăiesc. Tot timpul vrem să-L răsplătim pe Dumnezeu cu pocăința noastră dacă El mai întâi face ceva pentru noi. Dacă Dumnezeu o vindecă pe mama, mă pocăiesc. Dacă Dumnezeu îmi vindecă copilul, mă pocăiesc. Dacă Dumnezeu face o minune cu cineva din casa mea, atunci mă pocăiesc. Tot timpul îi punem condiții lui Dumnezeu și spunem: Doamne, dacă trece examenul, atunci o să te răsplătesc cu propria mea pocăință. Iar pocăința noastră devine o răsplată pentru generozitatea lui Dumnezeu sau pentru acțiunea lui Dumnezeu. Practic este un business. Mergem la magazin și întrebăm: cât costă pâinea? Atâta. Bun. Poftim banii, dăm pâinea. Așa facem și cu Dumnezeu: Doamne, cât costă ca să-mi vinde soția? Păi pocăința Ta. Ok, Doamne, dar vreau mai întâi să-mi vinde soția și apoi îți promit că Te plătesc. Mă pocăiesc. Ascultă-mă bine. Dacă gândești în maniera aceasta, ești pe un drum greșit. Dumnezeu nu-ți permite să faci un astfel de târg cu El. Dumnezeu este stăpânul Universului și poate să stea în cer fără dumneata. El este Domnul Cerului. El poate să rămână Domnul Cerului și fără dumneata. Dumneata fără El mergi în iad. Trebuie să te pocăiești ca să nu mergi în iad. Trebuie să te pocăiești ca să te ierte Dumnezeu. Să îți ia vinovăția și să-și retragă pedeapsa datorită vinovăției. Trebuie să te pocăiești ca să devii copilul lui Dumnezeu. Trebuie să te pocăiești pentru onoarea Lui care te-a creat pentru cu totul alte lucruri. Oprește-te cu businessul acesta, cu afacerea aceasta cu Dumnezeu și înțelege următorul lucru. Atunci când nu vei vrea să te pocăiești, vei inventa tot felul de scuze care îți justifică atitudinea, care nu poate fi justificată. Una dintre ele este faptul că eu am biserică, am doctrină, am o religie care e mai veche decât a ta, dar nu l-am pe Hristos. Ei, dar totul se poate și fără El, pentru că le am pe celelalte. Greșit. Sau, nu merg la biserică pentru că în ea sunt oameni care nu sunt suficient de pocăiți. Sau, vreau mai întâi ca să văd și apoi o să cred. Ascultă-mă, în cer nu vei ajunge niciodată prin vedere. Pentru că cerul este un lucru spiritual. Dumnezeu este ființa eternă și infinită spirituală. Sufletul dumitale, Duhul, este spirit. Dacă vrei să mergi în cer, nu o să vezi tot ceea ce ai vrea să vezi. Ci trebuie tot ceea ce ai vrea să vezi și nu vei putea să vezi să crezi. Să crezi că Dumnezeu există. Să crezi că Dumnezeu a murit pentru dumneata ca să-ți ierte păcatele. Nici nu erai născut acum 2000 de ani. Și Iisus a venit pe pământul acesta în mod miraculos printr-o fecioară. S-a întrupat, a devenit adult, a murit fiind condamnat de autoritatea romană instigată de autoritatea religioasă evrească. A murit condamnat la moarte prin crucificare pe un deal numit dealul Golgota, datorită formei de craniu sinistru pe care o avea. Și a murit acolo, despărțit de Dumnezeu, părăsit de oameni, doar pentru ca să solidarizeze cu mine și să-mi ia apărarea. Îl iubesc pe Iisus, nu neapărat ca să mă ducă în cer, ci îl iubesc pe Iisus pentru că m-a iubit atunci când nu meritam să fiu iubit. Atunci când mă comportam cu răutate și indiferență și necredință și dușmănie față de El. Atunci când mă iubeam pe mine și plăcerile mele nesăbuite, atunci Iisus m-a iubit, înțelegând că dragostea Lui mă va vindeca. Nu am nevoie să văd nimic. Simt că Dumnezeu există, știu că El e Creatorul meu și cred în această carte,
care este una dintre cele mai vechi și una dintre cele mai noi. Dacă nu ai o astfel de carte, bunica va ține locul ei, dar bunica ta îți va spune alte lucruri diferite de ceea ce îmi spune bunica mea. Ascultă-mă, nu face din bunica dumitale un reper spiritual. Reperul spiritual e Biblia. Dacă nu ai una, sună la numărul de pe ecran. Vei primi în dar o Biblie să citești în ea voia lui Dumnezeu. Aș vrea să te conduc la Hristos astăzi. Să te conduc la Cel care te așteaptă cu brațele străpunse, perforate și deschise. În brațele acelea îți vei găsi liniștea și pacea sufletului. Acolo vei găsi iertarea pentru ca să poți merge în cer. Vei scăpa de vinovăție, de pedeapsa vinovăției și te vei simți liber în Hristos care te iubește și care te caută. Și te caută în metoda aceasta intrând în casa dumitale, pentru că pe un om nu l-ai primit să-ți spună lucrul acesta. Aș vrea să te rogi în inima dumitale, poate că ar fi mai indicat să te ridici în picioare și să spui următoarea rugăciune sincer, din tot sufletul. Tată care ești în ceruri, nu știu prea multe despre tine, pentru că am fost învățat de părinți, de educatori, de lumea în care am trăit până acum, cu totul altceva. Îți mulțumesc, Doamne, că am auzit vocea ta din Biblie astăzi și simt în inima mea că este adevărul, pentru că vine din cartea ta. Îmi pare rău pentru tot ceea ce am făcut împotriva ta. Îmi cer iertare și în numele lui Iisus, pe care l-ai trimis în locul meu să moară și pentru mine, te rog să mă ierți. Atribuie-mi nevinovăția și neprihănirea lui și pune asupra lui toată răutatea, vinovăția și pedeapsa pe care o merit. Îți mulțumesc că mă asculți. Te mai rog să-mi binecuvintești și membrii familiei și să ai grijă de ei. Pentru că m-ai ascultat, mă închin ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Și împreună să spunem amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și până data viitoare vă recomand să citiți Biblia. Dacă nu aveți una, vă rog frumos să sunați la numărul de pe ecran. Dacă aveți dificultăți să interpretați Biblia, atunci vă sugerez să priviți la adresa website-ului de pe ecran, să-l accesați și pe site-ul acela al Bisericii Betania veți găsi resurse care vă vor ajuta să înțelegeți cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și până data viitoare să rămâneți cu bine și sănătoși! Mai este loc în cer și pentru tine. Mai este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc. La cruce, în cer.